Vă invit să vă ridicați în picioare și abia așteptăm să ne închinăm împreună. Dar înainte, ascultați Galateni 2:20, spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ce motiv de închinare! Haideți să ne închinăm împreună și să cântăm: Hristos a înviat din morți. Fundamental
în credința noastră. Și deși sărbătoarea Paștelui a trecut, noi încă celebrăm învierea, încă ne bucurăm și nu vrem să uităm ce a făcut Iisus pentru noi. El ne-a mântuit și acesta e un motiv de laudă și recunoștință în fiecare zi. Dumnezeu a spus poporului său în Vechiul Testament: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v-am scos din țara Egiptului, care v-am scos din robie. Eu am rupt legăturile jugului vostru. Și la fel ne spune și nouă azi, El e Dumnezeul nostru și prin jertfa lui Iisus pe cruce, prin moartea și învierea sa, suntem salvați, eliberați din robie, din Egiptul nostru. Asta a făcut Iisus, a înlăturat orice obstacol între noi și Dumnezeu și acum suntem numiți copii al lui Dumnezeu. Ce motiv de închinare, ce motiv de laudă, nu vrem să uităm asta. Nu vrem să uităm, cât de ușor uităm, cât de uituci suntem. Fiecare dintre noi am trăit în păcat, fiecare am avut un Egipt specific și poate că astăzi încă ești într-un Egipt, un loc de robie, sclav la ceva. Am o veste bună. Dumnezeu vrea și poate să te elibereze. Dumnezeu, pe mulți dintre noi, ne-a eliberat din păcat, ne-a eliberat din robia noastră, din Egiptul nostru și poate să facă și vrea să facă asta și în viața ta. Și înainte să cântăm exact despre asta, despre istoria noastră cu Dumnezeu, Eliberatorul, hai să ne rugăm. Și dacă El te-a eliberat, mulțumește-i. Și dacă încă ești în Egipt, în robie, spune: Iisus, am nevoie de Tine. Vorbește-mi azi. Hai să ne rugăm. Prin ape tu m-ai păzit.
Și asta e mărturia noastră. Te iubim, Iisus. Întregul cer a plâns și soarele s-a stins. Al lumii Salvator zdrobit era, în trupul său pe lemn și sângele vărsat a luat asupra lui păcat.
care șade pe scaunul de domnie și a mielului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Amin, slăvit fie numele Lui. Amin, hai să cântăm aleluia. Îți cânt aleluia, îți cânt aleluia, îți cânt aleluia, Hristos ai biruit. Îți cânt aleluia, îți cânt aleluia, îți cânt aleluia, Hristos ai biruit. Îți cântăm, te lăudăm, Doamne, o Iisus ai biruit, o Iisus ai biruit. Îți cânt aleluia, îți cânt aleluia, îți cânt aleluia, Hristos ai viu și e aici și Iisus a biruit și a biruit pentru tine în circumstanțele tale, în poverile tale, în luptele tale. El este biruitor. De aceea bine ai venit la întâlnire cu Domnul. Bine ai venit astăzi aici în Biserica Harvest Arad să te închini acestui Iisus veșnic viu. Bine ați venit, ne bucurăm de fiecare dintre voi. Vă invit să ocupați locurile. Este așa de bine să fim împreună și este așa de bine să știm că Iisus este aici și Lui ne închinăm, pe El îl glorificăm. Dacă însă ești pentru prima dată la noi, s-ar putea să fii surprins, s-ar putea să-ți placă, s-ar putea să nu-ți placă, dar lasă-ne să avem un cuvânt specific, un cuvânt de bine pentru tine, pentru casa ta, pentru viața ta. Doar te rog să faci un singur lucru. Ridică-te în picioare să te vedem doar. Hai să vedem, avem pe cineva pentru prima dată? Să vedem. O, da, avem și aici, și aici, și în gradela din stânga, și în zona centrală, și acolo. Ne bucurăm pentru fiecare dintre voi. Bine ați venit, vă binecuvântăm, Dumnezeu să vă poarte de grijă, să se atingă de voi, de nevoile voastre, de viața voastră, de sufletul vostru, și ori de câte ori aveți ocazia, puteți să reveniți. Dar, ca să vă readuceți aminte de noi, ne-am pregătit, pentru că știam că o să veniți. Știam că o să fiți aici și ne-am pregătit încă de săptămâna trecută și undeva în zona centrală, exact la intrarea centrală, avem un stand, standul info, și acolo am pregătit câteva daruri pentru voi, pentru cei care ați venit pentru prima dată la noi. Ei, ca să vă recunoaștem însă, o să vă rugăm să luați de pe spătarul din fața ta, într-unul din buzunarele alea, o să vezi acolo niște carduri de comunicare. Cardul galben este pentru tine, cel care a venit pentru prima dată. Te rog să completezi acest card și la finalul întâlnirii noastre să mergi la acest stand info să predai acest card și în locul lui vei primi un dar din partea noastră care să te aducă aminte de prima ta vizită la Harvest. Dumnezeu să îți răsplătească
efortul, cheltuiala pe care l-ai făcut-o să ajungi până aici și să-ți binecuvinteze viața. Pentru voi este pentru ceilalți care sunteți poate a doua, a treia, a zecea oară aici, cei de-ai casei, avem celelalte carduri pe care vă rugăm să le luați, să le completați în funcție de momentul vieții tale, în funcție de nevoia ta. Poate ai un motiv de rugăciune sau poate ai o întrebare sau poate vrei să afli mai multe lucruri. Ce te rog este să completezi și tu acest card, iar la finalul întâlnirii noastre tu va trebui să depui acest card în săculețul de colectă care va trece pe fiecare rând, evident, și prin fața ta. Pune acest card. De ce? Pentru că vrem să luăm apoi legătura cu tine. Vrem să ne rugăm pentru tine și vrem să fim de folos slujindu-te în nevoia pe care o vei împărtăși cu noi. Este așa de bine să știm că nu suntem aici doar pentru duminică, ci suntem aici pentru a sluji în fiecare zi și a ne sluji în fiecare zi și a fi în părtășie unii cu alții în fiecare zi. Este un moment extraordinar să ne bucurăm unii de alții. Dacă lângă tine s-a ridicat cineva care a fost pentru prima dată, fă ce știi și nu pleca până nu afli cine îi. În felul ăsta, de ce nu, ai câștigat poate un prieten și în felul ăsta poți purta de grijă. Ca și biserică, ne bucurăm de fiecare familie dintre noi. Avem însă astăzi un motiv special de bucurie pentru o familie deosebită, care n-au putut să ajungă aici, dar ne-au trimis o poză. Este vorba de familia Ile, Doli și Coade și micuțul lor Noah. Dumnezeu i-a binecuvântat cu un al doilea băiețel și ne bucurăm așa de mult de această familie frumoasă din cadrul bisericii noastre. Dacă îi știi, dă-le un telefon, bucură-te alături de ei, roagă-te pentru ei. Abia așteptăm să-i vedem aici în cadrul bisericii noastre. Ne bucurăm mult de ei. Dar vreau să invit chiar acum aici pe scenă o altă familie frumoasă din biserica noastră și este vorba despre familia Brania, Alin și Alexandra, alături de micuțul lor, primul lor copilaș, Aviel Gabriel. Haideți să-i încurajăm! Alin, poți să vii un pic mai spre mine, mulțumesc frumos, ne bucurăm așa de mult de voi, știu că v-ați dorit acest copilaș, v-ați rugat pentru el și Dumnezeu vi l-a dat, ne bucurăm pentru tine, Aviel, dar știu că aici, în sală, sunt prietenii voștri, rudele voastre, bunicii lui Aviel. Dacă ești aici pentru această familie și ai venit cu această ocazie, te-ai mis strâns în picioare să te vedem. Hai să vedem. O, da! Ne bucurăm mult de fiecare dintre voi. Știu că o să fiți alături de Aviel, nu doar în această zi specială, ci și în zilele care vor urma. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Puteți ocupa locurile. Dar tot astăzi vreau să mă invit aici încă o familie, o familie care tot așa a venit înaintea Domnului cu băiețelul lor, cu Nathanael. Este vorba de familia Roșu, Cristi și Agnes. Bine ați venit! Vă așteptăm! Dacă ești aici și îl știi pe Cristi, îl știi pe Agnes, îl știi pe Nathanael și ai venit pentru ei, vreau să te rog să te ridici în picioare să te vedem. Hai să vedem ce am venit pentru familia Roșu. Și aici, acolo. Ne bucurăm de fiecare dintre voi. Bine ați venit! Rămâneți în picioare, rămâneți în picioare și o să vă rog și pe dumneavoastră ceilalți să vă ridicați în picioare. Haideți să ne apropiem de cuvântul Domnului pe care îl găsim scris în cartea Numeri și ori de câte ori veți auzi numele unuia dintre cei doi copilași care stau azi în fața noastră, rostiți un amin din toată inima. Amin înseamnă așa să fie. Haideți să facem asta uitându-ne în cartea Numeri la capitolul 6. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Aviel, Gabriel, amin. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Nathanael, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Aviel, Gabriel, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Nathanael, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Aviel, Gabriel, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Nathanael, amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Amin. Și acum stăm, haideți să ne rugăm Domnului.
Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta și mulțumim că ești Dumnezeul vieții, ești Dumnezeu care binecuvintează, ești Dumnezeu care face daruri bune copiilor Lui. Mulțumim pentru că în familia Bradea, Doamne, L-ai dat pe Aviel Gabriel. Mulțumim pentru Alexandra, mulțumim pentru Alin, mulțumim, Doamne, pentru acest dar pe care L-ai dat acestei familii. Mă rog ca binecuvântarea Ta să fie peste Aviel. Doamne, binecuvintează-l, binecuvintează-i viața, binecuvintează-i viitorul, binecuvintează-l cu sănătate. Doamne, poartă-i Tu de grijă în orice nevoie ar avea. Binecuvintează-l la sosire și la plecare și fie ca mâna Ta cea bună să fie peste el în fiecare zi. Doamne, ne rugăm și pentru familia Roșu, ne rugăm, Doamne, pentru Natanael. Doamne, binecuvintează-l pe el și părinții lui. Ne rugăm, Doamne, pentru Natanael. Doamne, fie ca fața Ta să strălucească peste el. Poartă-i de grijă, dă-i sănătate, nu lăsa niciun rău asupra lui. Doamne, ne rugăm pentru acești doi copilași, în primul rând să îi păzești de cel rău. Doamne, nu lăsa ca cel rău să aibă niciun câștig în viața lui Aviel și în viața lui Natanael. Ne rugăm ca mâna Ta cea bună și mâna Ta cea tare să-i ocrotească, să îi păzească. Lasă îngerii Tăi să tăbărască în jurul lor și fie ca ei să vadă frumusețea Ta. Și mă rog, Doamne, ca Tu să-i păzești și în ceea ce înseamnă relațiile lor viitoare. Să le păzești inima, gândurile, emoțiile, sufletul lor să fie păzit de Tine și ei să fie ai Tăi. Doamne, la timpul potrivit de Tine, când vor discerne ce-i bine și ce-i rău, mă rog ca Tu să fii Cel care să faci să crească în inima lor sămânța pe care familia lor, părinților, o seamănă acolo și dorul după Dumnezeu să aducă mult rod în viața lor. Doamne, mă rog pentru aceste două familii, poartă-le de grijă, dă-le biruință, binecuvintează-le copilașii și fie ca în fiecare zi să se bucure de ceea ce Tu dai peste ei și peste copilașii lor. Amin. Dragilor, suntem așa de bucuroși să vedem cum Dumnezeu binecuvintează. Așteptăm să vedem cum va lucra Dumnezeu în viețile voastre și mai departe. Până atunci vă spunem, Domnul cu voi, fiți binecuvântați și bucurați-vă de acești copilași pe care Dumnezeu vi-a dat. Ne bucurăm așa de mult de voi. Domnul să vă binecuvinteze! Vă invit să ocupați locul. Aș vrea să mai continuăm acest moment de familie și asta îl continuăm invitând aici o altă familie care nu o să-și ducă copilașul în brațe, nu o să poată să facă asta. O familie care, ca și mulți dintre voi, vin într-o zi de duminică pentru prima dată însă pe scena asta. Da, nici tu poate n-ai fost niciodată duminica pe scena asta. Deosebirea este următoarea. Familia asta, duminica, n-a urcat niciodată pe scena asta. Dar, în celelalte zile, aproape în fiecare zi, au urcat pe scena asta. Că au avut treabă. Despre cine e vorba? Familia Mărginean. Doru și Mioara. Cine nu știe pe Doru și cine nu știe pe Mioara, înseamnă că e pentru prima dată la Harvest. Deci, despre asta e vorba. Aveți puțin curaj, așa. Vedeți, sunt așa foarte speriați, ei cred că îi punem la disciplină, doar să facem asta. Ne bucurăm așa de mult de ei. De ce? Pentru că ei au slujit cu multă credincioșie biserica aceasta și din 2013 Doru a slujit ca și administrator al acestei biserici, iar Mioara a slujit ca și secretară a bisericii. Am fost cu toții slujiți de ei și au slujit cu credincioșie și au fost dedicați Domnului. În urmă cu vreo 10-12 ani s-au întors la Domnul și nu doar că și-au predat viața în mâna Domnului, ci mai mult decât atât, ei au înțeles chemarea pe care le-a făcut-o Domnul și au pus darurile pe care Domnul li le-a dat în slujba Lui și au slujit aici cu credincioșie. Acum ei intră într-o nouă etapă de viață și anume etapa pensionării, ei se retrag din slujire și
Suntem astăzi aici ca să le mulțumim pentru toată dragostea lor, pentru toată excelența lor în slujire, pentru tot ceea ce i-au făcut de dragul lui Dumnezeu și de dragul nostru al fiecăruia. Fiecare dintre ei, într-un mod sau altul, am fost slujiți și astăzi vrem să le mulțumim. Și cum putem să o facem cel mai bine decât da, rugându-L pe Dumnezeu să le răsplătească, dar în același timp noi să le mulțumim aplaudându-i din toată inima. Dar nu-i doar atât. Mai urmează ceva. Oare despre ce e vorba? M-am gândit să vă aduc un cal alb. Mai apoi poate un Harley Davidson, dar totuși până la urmă am ales această bicicletă. Pentru că odată cu pensionarea voastră am vrut să vă facem un cadou și am aflat noi că de mult v-ați dorit o bicicletă. Așa că ce mai frumos decât să oferi celor dragi un cadou plăcut lor, iar ție, Mio, evident, buchetul ăsta este pentru tine, Tudoru, așa, un mic simbol din partea bisericii noastre. Și, dragilor, nu e vorba doar despre această bicicletă, ci e vorba de dragostea și recunoștința care o avem pentru acest cuplu extraordinar care ne-au slujit atâția ani de zile. Mio a fost secretara bisericii noastre, Doru a fost administratorul bisericii noastre și iată, sunt primii noștri pensionari. Da, în Harvest, așa că ne bucurăm. Mă gândesc că următorul o să fiu eu, cum arată. Ideea este următoarea, ce-i frumos e că întotdeauna Dumnezeu pregătește momentele astea și rugându-ne și ei și noi, a ridicat alte câteva persoane deosebite care să le ia locul. Așa că vreau să o invit aici și pe Silvia, care va fi viitoarea noastră secretară, iar mai apoi și pe Călin și pe Luțu, fiindcă Doru, el e așa un bărbat, trebuie doi să poată să-l înlocuiască. Așa că îl avem pe Luțu, pe Călin, care vor sluji în departamentul administrativ al bisericii noastre și fiindcă Dumnezeu ne-a dat pe toți, lui Dumnezeu vrea să aducem mulțumire și de asemenea și binecuvântare pentru noi noștri colegi. Așa că vă rugăm să vă ridicați și rog pe fratele Marcel să ne conducă în această rugăciune. Dumnezeul nostru, suntem așa de recunoscători pentru Iisus Hristos, pentru mântuirea pe care ne-ai dat-o, pentru atâtea binecuvântări, dar în mod special astăzi alegem să-ți mulțumim pentru oamenii pe care i-ai pus lângă noi, pentru oameni dragi, oameni credincioși, oameni dedicați și în mod special îți mulțumim astăzi pentru Mioara și pentru Doru, care ani de zile au slujit comunitatea aceasta, te-au slujit pe tine și au făcut-o arătând gloria ta în slujirea lor. Mulțumim pentru ei, mulțumim, Doamne, pentru că au jertfit și știm asta și Tu știi asta. Mulțumim, Doamne, pentru exemplul lor frumos. Acum, în această nouă etapă a vieții lor, mă rog să-i binecuvintezi, să-i binecuvintezi cu sănătate, cu putere, să le dai, Doamne, zile bune. Doamne, mă rog pentru un sezon bun în viața lor, în continuare. Și fie ca binecuvântarea Ta să nu lipsească din viața lor. Doamne, răsplătește-i Tu, așa cum numai Tu știi să-i răsplătești. Doamne, și poartă-le de grijă, pentru că Tu ești Cel care ai promis să ne porți de grijă și în bătrânețile noastre și să fii cu noi, indiferent de circumstanțe. Fii, Doamne, cu familia Mărginean în fiecare zi. Doamne, mulțumim însă că în acest proces al uceniciei, Tu totdeauna îți ridici ucenici și mulțumim pentru că și astăzi ridici ucenici și mulțumim, Doamne, pentru Silvia, care e aici și care e gata să slujească în locul lui Mioara. Mulțumim, Doamne, pentru dedicarea ei, mulțumim pentru familia ei. Ajută-o, Doamne, să împlinească chemarea
chemarea aceasta cu credincioșie. Punem numele Tău peste ea. În același timp alegem să ne rugăm, Doamne, pentru acești doi bărbați destoinici, pentru Călin și pentru Luțu. Binecuvintează-i în slujirea pe care ei și-au asumat-o. Doamne, știu că le-ai dat daruri, le-ai dat abilități. Doamne, te rog, ajută-i să poată să folosească aceste daruri pentru gloria Ta și pentru binele acestei biserici. Punem numele Tău peste această biserică, mulțumindu-ți că Tu ești Domnul acestei biserici, ești capul, ești stăpânul, iar noi suntem mădulare unii altora și vrem să slujim de dragul împărăției Tale în numele Domnului nostru Iisus Hristos și pentru gloria Lui. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Vă mulțumim tare mult, dragilor. Dumnezeu cu voi. Haideți acum să ne pregătim pentru mesajul care astăzi va fi propovăduit de pastorul Cristian Barbosu și haideți să ne readucem aminte de seria de mesaje în care suntem în această perioadă cu biserica noastră. Astăzi este Duminica Tomii. De aceea pun o întrebare, vă adresez tuturor despre cine credeți voi că voi predica eu astăzi în Duminica Tomii? Câți dintre voi credeți că subiectul predicii mele va fi Toma? Okay. Câți dintre voi credeți că subiectul predicii mele nu va fi Toma? Vouă vă voi predica despre Toma. Fiindcă voi, chiar dacă știți că în cele mai multe biserici astăzi se vorbește despre Toma, v-ați îndoit ca și el. Probabilitatea asemănării voastre cu Toma este foarte ridicată. De ce? Fiindcă Toma îi reprezintă pe toți aceia care pun mereu la îndoială totul, începând de la COVID, la usturoiul din piaț, ei niciodată nu-s convinși că e adevărat sau nu, ci mereu înclină înspre dubii. Dar stați liniștiți, nu sunteți singuri, fiți atenți. În 81, directorul departamentului de cercetare al firmei Motorola spunea într-un interviu: telefoanele celulare în mod absolut nu vor înlocui telefoanele cu fir, fiindcă omul de rând nu va avea bani să le poată cumpăra. Astăzi, inclusiv cercetătorul de la semafor are telefon mobil și de marcă. În 1966, revista Time Magazine publică un articol în care argumenta că varianta de cumpărătură online va fi un eșec, fiindcă femeile nu concep să nu încerce hainele înainte de a le cumpăra. Astăzi nu mai știi pe unde să ascunzi cartea de credit de nevastă ta, de copiii tăi, de nepoții tăi, da? Fiindcă toți vor să cumpere ceva online. 1899, revista The Literary Digest scria: automobilele sunt un lux pentru cei bogați. Niciodată nu vor ajunge să fie la fel de folosite ca și bicicletele. Ia uitați-vă în parcare să vedeți cu câte biciclete au venit dragii noștri enoriași în dimineața asta, da? În 1946, producătorul de film Daryl Zanuck spunea într-un interviu legat de noua invenție, televizorul: oamenii în curând se vor plictisi să se uite la o cutie cu imagini în fiecare seară. Da, e adevărat. Anul invenției becului de către Thomas Edison.
Comitetul Parlamentului Britanic, fiți atenți, publică o declarație în care spun: invenția aceasta o fi bună pentru prietenii noștri transatlantici, referindu-se la americani, dar nu merită atenția persoanelor înclinate înspre știință și practică. Asta se numește British Arrogance. Câți dintre voi sunteți căsătoriți cu persoane de genul, și anume cele care văd găurile din cașcaval, da? Așa, au apărut și găurile. Cele care văd partea goală a paharului cu vin. Ups, am zis vin. Bun, mergem mai departe. Oameni mereu pesimiști, mereu sceptici, despică firul în patru, mereu ar îndoieli, cred orice teorie conspirativă. Câți dintre voi trăiți cu astfel de oameni? Domnul să aibă milă de voi. Ăsta era Toma, un ucenic din echipa lui Iisus, exact opusul lui Petru. Țineți minte, Petru vorbea și apoi gândea. Toma gândea și iar gândea și apoi arunca o replică seacă sau punea o întrebare plină de pesimism. Hai să întoarcem în Evanghelie să-L cunoaștem. Evanghelia lui Ioan, capitolul 11. Foarte interesant, până ce deschideți în textul respectiv, numele lui Toma provine din aramaică. Între evrei, în vremea lui Iisus, se vorbea aramaica. Și știi ce înseamnă în aramaică Toma? Teoma înseamnă geamănul. În unele Biblii apare și cu numele de Didimus, care e simpla traducere în greacă a aramaicului geamăn. Da? Deci pare să că era o poreclă mai degrabă decât numele lui. Oare de ce poreclă să fi avut un frate geamăn? Sunt câteva scrieri apocrife, târzii, oricum se știe că sunt false, dar ele îl prezintă pe Toma ca un frate geamăn al lui Iisus. Foarte interesant, cu teoriile astea conspirative ori dat material răspândacilor încă din vremuri străvechi. Unii părinți ai bisericii susțin că, de fapt, prenumele lui Tom ar fi fost Iuda, un nume arhicunoscut în vremea lui Iisus, și fiindcă erau deja doi ucenici cu numele Iuda, la al treilea, colegii l-au poreclit Toma, adică geamănul. Care e meseria lui Toma, nu știm concret. Știm că probabil o fi fost poate pescar, fiindcă la final, în Ioan 21, între cei 7 ucenici care ies la pescuit cu Petru, e și el menționat. Alții părinții bisericii susțin că o fi fost tâmplar, posibil zidar. Ceea ce noi știm concret din Biblie e că Tom a fost un ucenic. De aceea, dacă ai deschis în Ioan capitolul 11, hai să vedem cum îl descrie Biblia. În acest pasaj îl găsim pe Toma, împreună cu Iisus și cu ucenicii, retrași într-un sat, în apropiere de Ierusalim. De ce? Fiindcă în Ierusalim, marii preoți căutau să-L prindă pe Iisus, chiar cu gândul să-L omoare. Și observați, în acel loc, Mântuitorul, în versetul 14, primește vestea că Lazar, prietenul lui, a murit. Și observați reacția lui, versetul 15. Mă bucur că n-am fost acolo ca voi să credeți. Și știm bine că Iisus n-a fost ironic, ci din contra a întârziat să-l ajungă la Lazar să-l vindece, fiindcă deși Lazar a murit, urma să facă acea minune a învierii lui, prin asta să confirme încă o dată divinitatea lui. Și observați ce zice Iisus: dar acum, haidem să mergem la el. Atunci Toma, a zis celorlalți ucenici: haidem să mergem și noi să murim cu el. Acum unii interpretează replica lui Toma ca fiind un act de curaj, datorită contextului în care se aflau. Și în versetul 11, dacă vă uitați, observați cum ucenicii la un moment dat îi spun învățătorului, au zis ucenicii: te rugăm, acum de curând, când iudeii căutau să te ucidă cu pietre, tu vrei să te întorci în Iudeea, adică să mergi la Ierusalim? Și în baza acestei afirmații, oarecum unii cred că Toma e acel ucenic plin de curaj care îi spune: nu mă, hai să mergem să murim și noi împreună cu el. E un pic greu de interpretat fraza asta. De ce? Fiindcă Toma, observați, dacă ar fi simțit așa, nu s-ar fi adresat ucenicilor, ci lui Iisus. Fiindcă Iisus le-a propus să meargă.
Toma nu îi se adresează lui Iisus, ci se adresează grupului de ucenici și le zice lor, no, hai să mergem și noi să murim cu el. Altfel spus, e un fel de reacție de pesimism, nu de curaj. E o reacție mai degrabă pe un ton ironic, chiar și un pic de cinism. A, vrei să mergi în Ierusalim, unde oricum te vor prinde și te vor omorâ? Păi haideți, bă, să mergem și noi să murim cu el, că oricum, pă, dacă el se expune, și pe noi ne expune. Hai, hai să mergem, hai să o luăm. Și asta e una din caracteristicile lui Toma. Și notează, te rog, pesimismul. Îl descoperi și în alte instanțe în Scripturi. Să ne mire? Nu. De ce? Fiindcă ne așteptam ca Iisus, care și-a ales ucenicii parcă cu mâna, să fie ales și un pesimist în mijlocul lor. De ce? Fiindcă avem un optimism, îl avem pe Petru, nu? Mai apoi avem doi foarte impulsivi, da, fiii tunetului, Iacov și Ioan. Avem mai apoi un tip care e exact opusul, discret, retras, Andrei. Avem un ipocrit, îl avem pe Iuda și vom vedea și în următoarele duminici cum fiecare ucenic este atât de diferit. N-avea cum să lipsească un pesimist. De ce? Fiindcă unii dintre voi, mai ales cei pesimiști, v-ați fi spus, păi da, măi Cristi, încercăm și noi să ne resetăm, observăm că sunt destule modele de resetare în ucenicii ăștia, dar nu e niciun pesimist ca noi, așa că eu n-am nicio șansă. Ei, iată că Iisus nu te-a evitat nici pe tine, ci l-a pus pe Toma acolo. De ce? Fiindcă sunt atât de mulți oameni care au tendințe pesimiste între noi. Hai să vă dau câteva exemple clasice. Michelangelo. Michelangelo a refuzat oferta papei Iulius al II-lea când a fost căutat și rugat să picteze Capela Sixtină. Fii atent ce a zis. Nu sunt în stare. Da, într-adevăr. Leonardo da Vinci a lăsat multe proiecte neterminate datorită nesiguranței de sine. Într-unul din jurnalele sale la un moment dat scria, spune-mi dacă odată am reușit și eu să realizez ceva. Leonardo da Vinci. George Washington scria judecătorului Curții Supreme cu o zi înainte de inaugurarea sa ca președinte, primul președinte al Americii. Nu mă simt capabil să împlinesc așteptările unei astfel de funcții publice. Mi-e frică de acest pas. Vincent van Gogh, care a ajuns chiar instituționalizat datorită crizelor de anxietate, îndoială, mereu auzea voci care îi spuneau: tu nu poți picta, tu nu vei reuși nimic. Și avem pe John Steinbeck, un autor considerat a fi primii 10 bestsellers din secolul trecut, care în 1938 scrie așa, nu sunt scriitor, m-am păcălit și pe mine și pe alții, nu sunt în stare să scriu. Și în 68 a câștigat prestigiosul premiu Pulitzer pentru unul din romanele sale. De aceea, dacă ești ca oamenii ăștia, mai degrabă pesimist, mereu pe minus, tot mai un exemplu pentru tine. Mai ales în era în care trăim. Fiindcă nu trăim într-o era în care optimismul e la fel ca și în epoca modernă, acum 100-200 de ani. Din contră, curentul cel mai des răspândit în filozofie în epoca postmodernă este pesimismul existențialist. Nietzsche nu-i mai un ciudat, Schopenhauer, Foucault, Samuel Beckett inspiră trenduri noi. Și le vezi și pe stradă, țineți minte, acum câțiva ani de zile și încă mai vezi pe cei cu emo, adică acei zombi care umblă așa după cum arată, totul e pesimist, totul este dark în ei, da? Stiluri de muzică, avem death metal, avem psychedelic style, dar și în literatură. Printre cele mai populare cărți în vremea noastră este Puterea gândirii, fii atent, negative. Puterea gândirii negative. Există un curent filozofic numit mizerabilism, de la mizerabil, da? Care propagă ideea că omul e condamnat să trăiască, în sensul în care viața n-are niciun rost, nu merită să fie trăită, de aceea nu te miri că rata sinuciderilor este cea mai ridicată din istorie în generația noastră. Și unul dintre promotorii acestei filozofii e și un român de-al nostru. Probabil că unii dintre voi l-ați citit, cel puțin unii l-ați auzit fiind citat, Cioran. Emil Cioran, un geniu pe de altă parte, dar fii atent, ce-i ciudat despre el, a fost fiul unui preot ortodox. Și mă mir, oare ce l-o fi învățat taică-su de-o ajuns așa? Pe de o parte îl înțeleg, fiindcă
jumătate din fundamentul acestei gândiri este bazat pe o premisă adevărată. Și anume, omul nu-și poate găsi împlinirea în viață. Chiar Biblia îți spune lucrul ăsta. De ce? Atâta timp cât el realizează că fiind născut în păcat, păcatul ne desparte de Dumnezeu și ne desparte de sursa, da? Sursa împlinirii noastre, de Creatorul nostru. N-ai cum să fii împlinit când ești separat de Dumnezeu. De ce? Fiindcă simți acel gol permanent în inima ta. Ei, Cioran a văzut treaba asta, a văzut-o bine, atâta doar că n-a văzut și partea a doua, și anume răspunsul lui Dumnezeu la această realitate a vieții. Și anume Evanghelia. Când omul primește Evanghelia, omul crede Evanghelia, Scriptura ne spune că omul intră într-un proces al nașterii din nou, al resetării, de pe spirala aia care merge mereu în jos, Dumnezeu îl schimbă și spirala ia un sens vertical, etern. Omul începe să-și împlinească scopul și va simți și va da seama că nu banii îl împlinesc, că nu prietenii, că nu funcțiile îl împlinesc, ci că Dumnezeu îl împlinește. Și asta s-a întâmplat cu Toma. Hristos l-a resetat de pe rima asta bacoviană, da? Totu-i plumb, totu-i gri, pe cea creștină. Și el și-a găsit împlinirea și o vom vedea imediat mai încolo cum l-a resetat Hristos. Dar atenție, Iisus nu l-a resetat să gândească pozitiv, fiindcă gândirea pozitivă este iluzorie, ci l-a învățat pe Toma acum să gândească spiritual biblic, fiindcă soluția pentru pesimism nu stă în terapii pozitive, ci stă în Hristos. Cu cât îl înțelegi mai mult pe Hristos, cu cât te apropii mai mult de Hristos, cu atât El te poate reseta și te poate împlini mai mult. Cum? Vom vedea imediat. Deocamdată scrie atât în dreptul lui Toma. Pesimism. 2. Toma a fost un tip neîncrezător. Și hai să dăm câteva pagini în Ioan 14, tot în Evanghelie. Foarte interesant cum Ioan vorbește despre Toma. Ceilalți ucenici prea puțin. Ioan însă e foarte atent. Aici e în joia mare și mai sunt câteva ore până când el va fi condamnat și arestat, e vorba de Iisus. Și fii atent cum își începe el un speech, rămas celebru, adresat ucenicilor. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine și supliniați fraza asta, fiindcă de aici încolo, premiza de pornirei, oameni buni, aveți credință în mine. Da? Despre ce, Doamne? În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Observați, Iisus îi asigură, le oferă chiar și certitudine. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce, vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Observați, Iisus informează, Iisus le dă certitudine. De ce? Fiindcă întotdeauna reține, întotdeauna o credință adevărată este o credință informată. O credință adevărată, o credință informată. Iisus le dă informații. Știți unde mă duc și știți calea într-acolo. Și acum vine Tomiță. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Tomo chiar nu știe unde se duce. Păi tocmai mai înainte ți-a zis că merge la tatăl, că merge cu un scop să pregătească un loc. Dar vezi, pentru Toma, nu unde-i ajuns să aibă credință. El vrea informații. De aceea spun că Toma e neîncrezător, nu necredincios, atenție. Și aici probabil că rămâne la părerile noastre personale, dar a mea e că nu e necredincios, fiindcă el crede în Iisus. Dacă n-ar fi crezut în Iisus, ar fi plecat cu săptămâni, luni, ani înainte, așa cum mulți ucenici l-au părăsit, fiindcă nu credeau în El. Toma însă crede în vorbele lui Iisus, dar are nevoie de ceva în plus. De ce? Fiindcă e neîncrezător. Și Iisus, interesant, nu-i răspunde la prima întrebare, că deja i-a dat răspunsul, dar îi răspunde la al doilea, la a doua. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. În alte cuvinte, Tomo, mă voi duce, e clar, ca să ajungi acolo însă, ai nevoie de mine, nu există o altă cale. Și într-un fel mă bucur că Toma i-a pus această întrebare, fiindcă prin răspunsul primit
Și noi, cei care nu putem spune că suntem necredincioși, dar sunt unii credincioși care încă cochetează cu ideile universaliste de genul: păi și eu cred în Dumnezeu, dar e clar că sunt multe căi înspre Dumnezeu. Păi budiștii au apa lor, musulmanii au apa lor, noi creștini avem pe a noastră. Fii atent ce îi spune Iisus lui Toma și ce spune și ție cel care gândește așa. Oh, stai liniștit! Eu sunt o cale înspre Tatăl. Mai există și altele. Eu sunt un adevăr. Normal că mai și alte scări sfinți pe care le poți crede. Oh, există un fel de viață veșnică. Fiecare religie îți oferă viața ei veșnică. Îi spune Iisus treaba asta lui Toma. Nici vorba. Eu sunt calea, adevărul și viața. Articol hotărât. Articol hotărât înseamnă că Iisus elimină orice alte opțiuni. Mai ales că o dublează cu o afirmație suplimentară. Nimeni nu vine la Tatăl, adică n-ajunge la Dumnezeu decât prin mine. Și când spui nimeni, cine rămâne pe din afară? Nimeni. În alte cuvinte, există o singură opțiune, o singură cale, un singur adevăr și acela Iisus Hristos. Ai priceput, omul? N-ai cum să spui că ești al lui Iisus dacă tu îl crezi parțial. Adică ești neîncrezător. Toma a fost și Iisus începe să-l reseteze. Hai să trecem și la a treia caracteristică a lui Toma. Nu doar că a fost pesimist, nu doar că a fost neîncrezător, dar Toma a fost și un sceptic. Și aici avem pasajul clasic din Ioan capitolul 20, de unde avem și Duminica Tomii. Da? Știm bine că o duminică înainte, exact cum celebrăm și noi astăzi, au fost Paștele, a fost Învierea lui Iisus. Dar foarte interesant că în acea zi Iisus li se arată ucenicilor. Dar Toma lipsește. Și observați versetul 24 din Ioan capitolul 20. Spune așa. Toma, zis Geamăn, unul dintre cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnele cuielor, dacă nu voi pune degetul meu în semnele cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Notați, vă rog, câteva detalii importante. În primul rând, ați observat, cred că, absența lui Toma din grupul și în ziua când Iisus l-a arătat ucenicilor. Specific omului lovit de pesimism. Când dă de o veste rea, se retrage în bârlog, nu mai vorbește cu nimeni, se izolează. În al doilea rând, observați încăpățânarea lui Toma. Insistă ucenicii. De ce spun insistă? Fiindcă verbul în greacă i-au zis lui Toma la aspectul continuu. Adică nu l-a informat odată și gata. Și probabil în decursul săptămânii au venit să vorbească cu el, să-l convingă că Iisus e viu. Toma e încăpățânat. Din ce cauză? Trei, scepticismul, evident. Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnele cuielor, dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și aici e important să suplinem din nou problema lui Toma. Nu-i necredincioși, ci sceptic. Adică nu vezi în el în răspunsul lui necredință, ci vezi îndoială. Și diferența e foarte mare între cele două. Îndoiala nu este opusul credinței, cum spun unii, ci necredința e antonimul credinței. Da, îndoiala, dacă nu-și găsește rezolvare, poate să ajungă la necredință, dar îndoiala în sine nu poate fi echivalată cu necredință. De ce? Fiindcă necredință e o hotărâre voită de a sta împotriva adevărului. Pe când îndoiala este o încercare de a căuta certitudine, de a afla adevărul. Un om necredincios, când îți pune întrebări, nu ți le pune să caute răspunsuri. El îți pune întrebări să te încurce pe tine și credința ta, fiindcă el nu mai vrea să creadă. Pe când un om care are îndoiel îți pune întrebări sincere, fiindcă vrea să creadă. Unul e cinic, celălalt căutător și o mare diferență. De aceea, și asta e doar părerea mea personală, Toma nu e un necredincios, este un sceptic. Dacă ar fi fost necredincios, capitolul credință s-ar fi încheiat la Golgota. Dar observați că Toma caută să discute. Nu neagă posibilitatea, dar o condiționează pe adevăruri, pe dovezi. De aceea, dragul meu, nu-i rău să pui întrebări.
mai ales când e vorba de creștinism. Ba chiar să ai îndoieli. Gândiți-vă în istoria creștinismului, dacă Martin Luther n-ar fi avut îndoieli mari cu privire la credința lui, reforma n-ar fi avut loc. Noi, ca biserici protestante, n-am fi existat, am fi fost îngropate într-o religie dominată de tradiții și nu l-am fi descoperit pe Hristos. D.L. Moody n-a fost acceptat în biserica din Boston ca membru datorită îndoielilor pe care le avea. Datorită acelor îndoieli, a căutat mai multe dovezi, a căutat să cerceteze și a ajuns atât de convins încât n-a mai putut să țină pentru el credința în Hristos și a devenit unul dintre cei mai mari evangheliști ai lumii. De fapt, un teolog creștin, Anselm din Canterbury, a lăsat o vorbă în secolul XI, care a rămas celebră până astăzi. Fides carens intellectum, faith seeks understanding. Credința mereu va căuta să înțeleagă. În alte cuvinte, când vii la biserică, Dumnezeu nu-ți spune, lasă-ți creierul la ușă. Ci din contră, când vii la biserică, când intri în biserică, folosește-ți rațiunea, intelectul să înțelegi credința. Din totdeauna o credință sănătoasă trebuie să treacă prin filtrul îndoielii, dar o credință sănătoasă niciodată nu rămâne acolo. Și asta e problema lui Toma. El nu vrea să se miște, să creadă, chiar dacă toți ceilalți cred. Ai prin familie vreunul dintre ăștia? Good luck! Ce e de făcut când ai de-a face cu astfel de oameni? De ce oare chiar Iisus îl alege pe Toma ca un ghimpe, atenție, într-o lucrare care e bazată pe credință? Cum a reușit Iisus să-l miște din loc, să reseteze pe Toma? Hai să învățăm din experiența lui, mai ales dacă ești un om modelat pe acest tipar de gândire din faita lui Toma, de genul lui Toma. În cele ce urmează, fii deschis și ascultă cu atenție, fiindcă s-ar putea ca prin acest exemplu Dumnezeu să-ți vorbească și ție. Așa că dacă ești mai degrabă un pesimist, un neîncrezător, un sceptic, setat pe negativ, în primul rând, numărul 1, recunoașteți problema. Uită-te la Toma. Omul e sincer. Omul nu-și ascunde problema, ci și-o recunoaște. Păi dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Toma își recunoaște îndoiala. Vorbește frumos, vorbește clar, vorbește răspicat. Nu-i blamează pe alții că nu cred, nu-și bate joc de credința lor, ci personal spune, uite, eu în dreptul meu nu pot să cred, am îndoiel. Și asta e important să faci și tu. Să fii sincer și să-ți recunoști problema. 2. Identifică-ți dilema. În alte cuvinte, întreabă-te, de ce ai îndoielile astea? Care-i cauza pentru care tu nu crezi, iar alții cred? Mai ales că sunt totuși oameni pe care îi cunoști. În cazul lui Toma, gândiți-vă că Maria probabil i-a venit și a vorbit despre interacțiunea ei cu îngerul la mormântul gol al lui Iisus. Petru, probabil și Ioan i-au povestit cum au găsit mormântul gol, fâșiile de pânză. Cei doi în drum spre Emaus, cum Iisus a umblat cu ei, ba chiar a și mâncat cu ei. Toma tot nu-i crede. De ce? Hai să vedem care sunt câteva cauze care împing de obicei oamenii spre îndoială. Nu îi lasă să creadă în timp ce alții cred. Notează 3 cauze. Unul la mână, circumstanțele. Unii oameni, din cauza unor experiențe neplăcute în viață, s-au blocat sau li s-a dărâmat credința. Și am stat și eu de vorbă cu cineva care de pe aproximativ 10 ani de zile nu mai vrea să aibă nimic de face cu biserica, cu credința. De ce? Fiindcă mama lui, o femeie credincioasă, a murit în ciuda rugăciunilor și credinței că Dumnezeu o va vindeca. Și asta l-a dezamăgit profund și l-a blocat spiritual. Și asta mă duce spre a doua cauză de ce oamenii încă au îndoieli sau sunt sceptici. Așteptări greșite. Uneori, noi oamenii avem așteptări greșite din partea lui Dumnezeu. Câți sunt sceptici când e vorba de credință, fiindcă ei nu pot crede că poate să existe Dumnezeu într-o lume atât de violentă, coruptă și rea? Și adevărat, întrebarea e bună, dar dacă ar studia Scripturile, ar pricepe de ce. Fiindcă lumea noastră zace în cer rău, ne spune Biblia.
Biblia ne spune că nu binele, ci răul domină pământul, că totul e sub blestemul păcatului, chiar noi oamenii suntem presetați din naștere să fim înclinați înspre rău. Și în plus, gândiți-vă că există și duhuri rele care provoacă multe situații dăunătoare acestei lumi și atunci te miri că lumea e rea. Vezi, când ai așteptări greșite, ajungi dezamăgit. Dar asta nu înseamnă că trebuie să negi realitatea, ci să cauți, să găsești soluții, să-ți rezolvi dilema ta. Și aici intervine a treia cauză. Unii rămân la nivelul scepticismului sau poate chiar își pierd credința datorită teologiei distorsionate. Sunt multe exemple, vă redau trei. Unii caută soluții în tot felul de filozofii și teologii distorsionate. Spre exemplu, unii cred că atunci când te pocăiești, Dumnezeu te sigilează cumva ca un borcan, ca într-un borcan, și te pune undeva pe un raft al cerului, unde nimeni și nimic nu se va mai atinge de tine. Când de fapt, în realitate, Biblia vorbește, Dumnezeu te-a izbăvit din împărăția celui rău, dar ăsta e un motiv în plus ca Satan să te atace și să te tragă înapoi. Alții vin și bazat pe această premiză spun, hei, stai un pic, dar Satan e doar un leu de pluș ținut în laț de Dumnezeu. Nu, Satan este un prădător feroce care pe pământul ăsta are libertate să distrugă și dacă îi deschizi o ușă, dacă îi dai teren, te va distruge și pe tine. Bun, dar Dumnezeu nu mă apără, bate apără Dumnezeu cât timp tu stai sub protecția Lui. Dar eu, dacă sunt predestinat. Acum, e logic că nimeni nu mă va smulge din mâna Lui. În primul rând, de unde știi tu că ești predestinat? Și țineți-o băgat în cap astfel de idei teologice, fiindcă, biblic vorbind, sunt destul de chestionabile. De ce Petru avertizează credincioșii, atenție, nu necredincioșii, în a doua sa epistolă, privind alegerea lor, spune așa Petru, fraților de credință, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Păi dacă tot sunt predestinat, cum pot eu să mă întăresc chemarea și alegerea, adică predestinarea? Și mai mult decât atât, cum mai pot eu să alunec din moment ce totul e setat? Știți care e povestea tristă? Din cauza unor astfel de teologii de extremă, mulți au ajuns să-și piardă credința și recent, unul din profesorii Institutului Biblic Moody din Chicago, Dr. Paul Maxwell, a publicat și o carte despre cauza care l-a împins să părăsească credința. Fiți atenți titlul. Trauma noii doctrine. Pe care e acea nouă doctrină? El o definește și o explică. Neocalvinismul, care l-a dus de la credință la necredință. Atenție, deci, la circumstanțe, la așteptări greșite, la teologii extreme. De aceea recunoașteți problema, identifică-ți dilema și trei, caută răspunsuri. Caută răspunsuri. De ce observați, Toma asta a făcut? El nu neagă, el caută răspunsuri. Eu înțeleg, Petre și Ioane, că voi ați văzut, voi ați crezut, dar uite, și eu vreau să văd și să cred. Până ce nu voi vedea în mâinile lui, până ce nu voi atinge coasta, nu voi crede. Toma caută răspunsuri. Și tu trebuie să faci la fel. De ce spun lucrul ăsta? Fiindcă sunt destui care joacă activ-pasiv. Activ în ce sens? Foarte activ când e vorba de a contesta, de a critica, de a detesta, de a discredita o cauză, o persoană, aruncând îndoieli încoace și încolo, dar total pasiv când e vorba de a verifica dacă ceea ce cred oamenii aia este adevărat sau nu. Mai ales în societatea în care trăim, unde zvonistica și bârfele sunt sursele de informare, ai grijă ce crezi și ce transmiți mai departe. În alte cuvinte, într-un asemenea context, un gram de îndoială este binevenit înainte de a crede orice, dar atenție, o tonă de precauție necesară înainte de a te lăsa cuprins de îndoială. Foarte important. Mulți români cred în clișee înainte ca să le verifice. Recent, scriam cu cineva pe WhatsApp, un credincios român din America, care-i părerea mea despre vaccin? Fiindcă între românii din comunitatea lui, majoritatea cred că-i semnul fiarei. Hai să fim serioși. Pe când ați auzit, eu nu vin la biserica voastră pentru că voi sunteți dintr-o altă religie, în alte cuvinte, dintr-un alt film. Și atunci stau și mă întreb, ai fost vreodată aici?
Ai citit tu vreodată ce credem noi? Ai vorbit cu vreunul din păstorii noștri și dacă e să întind coarda, ai citit tu măcar vreodată Biblia să știi despre ce vorbești și despre ce compari? Sau vorbești din prejudecăți? Răspunsul lui Toma e răspunsul prejudecăților sale. În mintea lui, Toma nu putea să conceapă că un mort poate să învie. Așa cum mulți nu cred că dacă ești într-o religie, n-ai cum să treci într-alta. Și e adevărat, atâta timp când n-ai de-a face cu Iisus. Când Toma a avut de-a face cu Iisus, problema vieții și a morții s-a schimbat. Așa cum și problema religiei se schimbă când Iisus intră în viața ta, fiindcă Iisus nu poate sta în religie, așa cum Iisus nu poate sta în mormânt. Iisus, Biblia ne arată, nu vrea religie, Iisus vrea relație. De aceea, dragul meu, pune exact pe invers. Dacă religia ta nu te lasă să te apropii de Iisus, schimbă-o, abandonează-o, fiindcă relația ta cu Iisus e ceea ce contează. De aceea nu te rezuma doar la faptul că pui la îndoială, ci caută, testează, verifică, nu te baza pe prejudecăți, presupoziții, ci caută adevărul. Cauți adevărul sau îți clădești credința pe ceea ce ai auzit de la alții? Caută ce e scris aici în Scripturi și vei vedea cum trebuie să-ți definești credința. Și încă un lucru, tot din experiența lui Toma. Foarte important. E minuscul, dar e important. Nu te izola. Și aici vă vorbesc vouă melancolicilor. Adică acelora dintre voi care, și acum vă dau voie să vă cotiți partenerii de viață, da? Băi, când sunteți în crize, fie vreo decepție în dragoste, fie o ceartă cu nevasta, fie un eșec la servici, fie, bă, o pierdut PSG, o pierdut Bayern, noi avem un prieten care a intrat în... Ce să zic, când a pierdut Bayern, e plecat, e dus, e terminat, da? Când ajungi acolo, vă scufundați. Nimeni nu mai poate să vorbească cu voi. Unii vă retrageți în muncă, alții în băutură sau mâncare, alții pur și simplu nu vreți să vedeți și să vorbiți cu nimeni zile, săptămâni întregi. Hello, despre tine vorbesc. Toma, văzându-l mort pe cruce, și-a pierdut orice speranță, tot ce a visat s-a năruit ca un melancolic adevărat, s-a scufundat în propria lui vizuină și-a pierdut viziunea. Pentru că asta face bârlogul. De unde știu? La întrunirea lor obișnuită din duminică, Toma n-a mai venit cu ucenicii. Versetul 24. Toma a zis geamăn, unul dintre cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ascultă-mă cu atenție. Izolarea este acvariul în care îndoiala și suspiciunea cresc cel mai bine. Izolarea este acvariul în care îndoiala și suspiciunea cresc cel mai bine. De fapt, o tehnică a diavolului aceasta izolează și apoi cucerește. Și spuneți-mi voi câți credincioși cunoașteți care, absentând de la biserică sau de la grup mic pentru o perioadă lungă de timp, o duc bine spiritual. Zero! N-ai cum! Dacă Toma s-ar fi luptat cu el însuși să meargă împotriva simțămintelor sale și în acea duminică, așa cum era, să vină la biserică unde erau toți adunați, Toma și-ar fi găsit răspunsul. Fiindcă exact în acea zi, când a fost absent, Iisus a venit și le-a dat la o parte necredința și îndoială. De aceea noi insistăm mereu și vă tragem semnale de alarmă spunându-vă, aveți nevoie de biserică, aveți nevoie de grup mic, fiindcă biserica contează. De aceea, dragul meu, dacă de-abia ai început să mergi la biserică, fă-ți un obicei dintre asta. Două ore pe săptămână, la câte zeci de ore implicat Dumnezeu în viața ta, eu cred că merită să le dai și tu, mai ales când știi că în acele două ore Dumnezeu are să-ți spună ceva. Nu știu, poate păcatul te-a distanțat de biserică. Revino. Foarte interesant, Petru s-a lepădat. Mă, dar era Petru acolo cu ei. Vă dați seama cam cum arăta Petru în discuția aia cu ucenicii în ziua aia, mai ales când s-a arătat Iisus, băga sub masă, nu știa unde să meargă. Dar era acolo. Poate dezamăgirea
Oh, sunt credincioși în biserică, mai ales la un număr așa de mare, care vă vor dezamăgi. Dragul meu, tu nu vii la biserică pentru oameni. Tu vii la biserică pentru Dumnezeu. Poate sunt anumite percepții pe care tu le ai. De ce? Fiindcă atunci când vii aici, Dumnezeu te provoacă să te schimbi. Dumnezeu îți spune, nu mai mergi pe căile tale, tu ai nevoie de căile Lui. Crede-L și revino. Fiindcă acolo unde credincioși, indiferent cum sunt ei, Petru, Toma, se adună împreună și Iisus e acolo și de El ai nevoie. Toma l-a pierdut când a ales să nu fie împreună cu ceilalți. Tu nu știi cât pierzi când alegi să nu fii aici. Totuși Toma realizează lucrul ăsta. Și în ciuda percepțiilor și îndoielilor sale, revine. Observă versetul 26. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Foarte interesant. Biblia are un verset în Cartea Evrei, spune așa, să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obiceiul. Observați, Toma nu și-a făcut un obicei să absenteze de la biserică, ci a fost o excepție. Toma a revenit. Și bine a făcut, observați ce se întâmplă. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus. Nu mă întrebați cum a ajuns acolo, îl întrebați pe El când o să-L întâlniți, da? Uși încuiate, tot închis, Iisus apare, da? A stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Și acum fiți atenți, s-a dus direct la Toma. Apoi a zis lui Toma, oare de ce? Fiindcă Iisus își știe foarte bine îndoiala și inima. I-a dus degetul încoace, Tomo, și uite-te la mâinile mele. Adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Tu nu știi niciodată când tu ești acolo unde se așteaptă Dumnezeu să fii, cum ți se va arăta și îți va vorbi exact problemei tale, dându-ți acel răspuns pe care îl aștepți de atâta timp. Și câți dintre noi am venit la biserică dezinteresați și exact în duminica aia, printr-un mesaj total diferit, wow, Dumnezeu a vorbit exact problemei noastre. În acea duminică a vorbit lui Toma. L-a pus în fața unei alegeri să persiste în îndoială sau să-și reînvie credința. Și aici e lupta cea mare. Ai credință. O, caută, recunoaște, dar ai credință. Asta nu mai ține de Dumnezeu, asta nu mai ține de argumente, de răspunsuri, asta ține de mine și de tine, alegerea noastră. Observați ce alege Toma. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma realizează că Iisus nu-i doar un învățător, observați, nu-i spune o rabinul meu, o vindecătorul meu, o făcătorul meu de minuni, nu, Iisus e Dumnezeu, Toma crede cu adevărat. Și acum fiți atenți la replica lui Iisus. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Și sublinează fraza asta. Fiindcă asta-i esența credinței biblice. O încredere netăgăduită în lucrurile care nu se văd, dar care se vor vedea după ce tu vei crede. Fiindcă Dumnezeu se arată celor ce cred. Dar vrei să-mi spui că acel slogan pe care l-am auzit în vremea comunismului, crede și nu cerceta, e adevărat, nici vorbă. Dumnezeu n-are nimic împotriva argumentelor logice, arheologice, științifice, filozofice. Altfel n-am întâlnit atât de mulți oameni de știință, academicieni, intelectuali, care sunt interesați în studiul credinței și apărarea credinței creștine. Credința caută intelectul. Problema nu e prezența sau lipsa argumentelor în dovedirea credinței, ci premisa de la care pornești. Dacă tu de la început te setezi pe ideea că nu vei crede, șansele sunt mari. Că indiferent ce dovezi se aduc, tu nu vei crede. Când alegi să crezi, tu vei ajunge să vezi. De ce? Există și explicație spirituală. Când omul prin credință face pasul înspre Dumnezeu, da? Dintr-o dată, Biblia ne spune în Corinteni, există un voal, există o cataractă spirituală pe ochii minții omului, care este dată la o parte de Dumnezeu când omul crede în El și omul începe să vadă realitatea altfel. Începi să vezi lucruri pe care nu le-ai văzut până atunci, începi să vezi amprentele lui Dumnezeu. Când alegi să crezi, vei ajunge să vezi. De aceea, și revin la Toma, el n-a fost un necredincios, ci mai degrabă neîncrezător, sceptic, pe cale de a ajunge necredincios, dar n-a ajuns acolo, fiindcă pentru el subiectul nu era încă încheiat. El încă căuta dovezi.
Tom avea o credință, dar avea o credință năbușită. Și mucul ăla care fumega, Iisus l-a văzut și s-a arătat. Atât de puternic a devenit credința lui Toma, resetarea lui Toma, încât imaginați-vă că Toma s-a dus ca misionar. Și ne spun scrierile timpurii că a ajuns să predice în Partia, în Iranul de astăzi. Îl avem pe Origen, pe Grigore din Azianz, pe Ambrozie din Milan. A ajuns până în India, a plantat 7 locații diferite, 7 biserici în provincia Malabar. A ajuns să convertească la creștinism inclusiv o fiică a unui rege care, înfuriat fiindcă i-a distrus idolii, l-a omorât cu suliță. Tom a fost înmormântat în Madras, unde creștinii mai apoi au ridicat o catedrală pe care inclusiv Marco Polo în jurnalele lui de călătorie vorbea despre ea, care dăinuie până astăzi. Toma, credinciosul. Toma, ucenicul căruia i-a luat ani buni să înrădăcineze credința ca mai apoi să ajungă să moară pentru ea. Și acum, ultimul punct. Ce lecții învățăm de la Toma? Mă rezum la cele care au de-a face cu modul în care ar trebui să interacționăm și noi cu cei sceptici, care au îndoieli cu privire la credință. Și notează-te, rog, indiferent că ești aici în Arad, că ești în Târgu Mureș, că ești în București. Cum să interacționezi cu oamenii care încă au îndoieli? În primul rând, nu-i băga în aceeași oală. Nu-i băga în aceeași oală. De ce? Fiindcă nu toți sunt la fel. Spre exemplu, dacă te-ai uitat, sunt unii căutători sinceri, da? Căutători sinceri, oameni care au îndoieli, dar care sincer caută să accepte dovezi, fiind deschiși să schimbe perspectiva dacă primesc răspunsurile adecvate. Tu habar n-ai prin ce experiențe au trecut unii dintre ei. De obicei, ateii nu se nasc, ci au avut o dezamăgire profundă la nivel emoțional, de obicei o traumă. O cauză unde au ajuns să-L blameze pe Dumnezeu să se nege existența. Nu pot să creadă că Dumnezeu a permis ca lucrul acesta să se întâmple. Sau devin atei din proprie inițiativă, nu fiindcă n-ar avea dovezi. Și atenție, fiindcă știu ce implicații vin atunci când ei vor alege să creadă dovezile credinței. Și câți n-am întâlnit agnostici, necredincioși, oameni care nu pot să spui că neagă în totalitate existența lui Dumnezeu. Nu neagă, cred că e undeva acolo, dar trăiesc cum vor ei. De ce? Fiindcă sunt alergici la valorile morale ale Scripturii. Sunt conștienți că odată ce cred în Dumnezeu, evident trebuie să creadă Scriptura. Și odată ce cred Scriptura, viața lor se va schimba, fiindcă Dumnezeu îi va determina să trăiască altfel de cum au trăit până acum. Și nu vor treaba asta. De aceea fă diferența între oamenii care au îndoieli, caută dovezi, și cei care sunt împietriți și neagă orice. Cu primii fă-ți timp să vorbești, cu ceilalți doar să te rogi, fiindcă atâta timp cât inima e de piatră și rațiunea este moartă. Doi, nu-i băga pe toți în aceeași oală. Doi, uită-te la inima lor, uită-te la inima lor. Și aici sunt cele trei categorii de sceptici. Primii, căutătorii sinceri, despre care am vorbit, oameni care au nevoie de argumente, cum a fost Toma. Doi, căutătorii confuzi, sunt oameni care cunosc puțin, destul cât să le fie afectată credința, să devină chiar periculoși. Un profesor de-al meu din seminar ne avertiza mereu când era vorba de teologie sau cunoașterea Scripturii și spunea așa: atenție la cei care știu puțin, dar au impresia că știu destul. Pe mine m-a ajutat enorm de mult treaba asta, fiindcă mereu dau de oameni dintre ăștia inflamați și că spompați. Ei cunosc puțin, dar au impresia că, doamne, eu știu destul, mie nu trebuie să pui întrebări, eu cunosc, eu am citit, eu am auzit, am ascultat. Atenție! Aici se încadrează de obicei universaliștii, care fac ciorbă din toate religiile. Au impresia că, da, sunt lucruri compatibile între religii. Asta înseamnă că toate sunt la fel. Da, sunt lucruri compatibile, dar sunt puține. Lucrurile fundamentale sunt multe și sunt extrem de diferite între fiecare religie. Cu aceștia trebuie să deconstruiești ca mai apoi să poți să construiești ceva. Căutătorii confuzi. Și ultima categorie, căutătorii prefăcuți. Ăștia sunt, îi numeam noi în comunism, activiști de partid. Ăștia nu sunt interesați de argumente, ăștia intră în discuții pentru a distruge argumentul, pentru a ataca persoana, pentru a ataca reputația bisericii X.
De ăștia scutește-te. Și Iisus o scuti de ei. Dar atenție, nu-i băga pe toți în aceeași oală. Doi, uită-te la inima lor. Și trei, caută să le aduci dovezi. Iisus îi vede inima lui Toma. Iisus face o diferență și își dă seama că Toma e interesat sincer și aduce semnele crucificării. Dar atenție, nu uita, fiecare tip de om e convins de un alt set de argumente. Ce te-a convins pe tine nu înseamnă că îl convinge și pe el. O, poți să spui mărturia, e chiar benefic să spui mărturia. Dar fii atent, pe Maria, ce-a convins-o pe Maria să creadă în Iisus? Vocea lui Iisus. Ții minte, la un moment dat îi se arată Iisus la mormânt, era în fața ei. Îl vede și doar când Iisus vorbește și zice, dintr-o dată Maria se oprește, Rabuni, vocea, e vocea lui, vocea a convins-o pe Maria. Pe Ioan, ții minte ce l-a convins? Nici măcar nu l-a văzut pe Iisus. Când a ajuns la mormânt și a văzut mormântul gol și a dus aminte de ceea ce Iisus le-a spus și a crezut, pe loc a crezut. Cei care au fost în drum spre Emaus, ții minte, băi, Iisus e cu ei, Iisus vorbește cu ei, Iisus intră în casă cu ei, Iisus le răspunde la întrebări. Și oamenii ăștia sunt clueless, blocați. Până ce Iisus ce face? Frânge pâinea. Și când o frânge pâinea, probabil că avea Iisus un stil de-a lui de a frânge pâinea, dintr-o dată, wow! Aici lui s-au deschis ochii. Atenție! Fiecare dintre noi avem un anumit fel de a răspunde diferitelor dovezi. De aceea, hei, nu-i băga pe toți în aceeași oală, uită-te la inima lor și caută să le aduci dovezi potrivite lor. 4. Dă-le timp să digere adevărul. Foarte interesant. Că Iisus în seara aia, când a văzut că Toma e absent, că nu putea să meargă și el, bănuiesc că dacă o intra prin uși, putea să zboară oriunde. Să meargă la Toma, băi Toma, măi, trezește-te, hello, uită-te, eu sunt. Nici vorba, lasă. Nu mergi nici luni, nu mergi nici marți, nu mergi nici miercuri. Și totuși vine, dar vine la o săptămână după. Hei, lasă-i pe unii oameni să digere. După 8 zile, spune textul, ai răbdare cu cei care au îndoieli. Uneori suntem parcă presetați, tensionați, că oamenii ăștia nu cred. Dă-le timp să digere, fiindcă credința serioasă se coace la foc mic. Și nu în ultimul rând, foarte important, nu uita că Domnul trebuie să-i convingă, nu tu. Cine l-a convins pe Toma? Ucenicii? Nici vorbă. Iisus. De aceea, dincolo de dovezi, roagă-te și adu-l pe Iisus în contextul în care de obicei Iisus vorbește. Toma a fost prezent în biserică, acolo unde Domnul era așteptat. Adu și tu prietenii tăi în contexte unde știi că Dumnezeu de obicei vorbește, în biserică Dumnezeu vorbește. Nu te descuraja dacă n-au o reacție din prima. Nici Toma n-a avut-o când ucenicii i-au vorbit. Dar a răspuns când Hristos a ales să-i vorbească. De aceea credința trebuie înțeleasă și orice credință sănătoasă, să nu-ți fie teamă dacă trece prin filtrul îndoielii, dar credința sănătoasă niciodată nu va rămâne acolo. De aceea, în final îți pun întrebarea asta. Tomo, sau tu cel care te-ai identificat atât de bine cu el, tu ce mai cauți? Tu cât mai aștepți? Nu ți-a dat Dumnezeu destule răspunsuri, destule semne, destule indicii, argumente? Nu doar că El există, ci că vrea să devină, observați răspunsul lui Toma, Domnul și Dumnezeul tău. Fiindcă asta face diferența, nu credința nominală, o, crezi și tu în Dumnezeu, spune Scriptura, și dracii cred, și să-mi fiu oară, nu-i așa la nimic. Nu credința nominală, ci credința personală, Domnul și Dumnezeul meu. Tu ai posibilitatea să crezi cu adevărat așa cum Dumnezeu își cere, nu cum tu ai avut impresia. Și ce înseamnă să crezi cu adevărat? Un verset poate te ajută, Roman 10:9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, dar atenție, dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Tu crezi în inima ta? Ești tu gata să-L mărturisești? Îl consideri pe Iisus ca Domn al vieții tale? Toate astea sunt cuvintele Lui, sunt cuvintele Scripturii.
Nu contează cât ai stat de distant față de El sau de biserică. Dumnezeu te vrea mântuit. Nu contează cât ai păcătuit sau cât de mult l-ai negat. Când tu îți deschizi inima, El te va primi. Petru s-a lepădat. Toma s-a îndoit și totuși i-a primit. Nu contează dacă până acum te uiteai la Dumnezeu ca la Dumnezeul lor. Uite-te la câți sunt aici ăștia, cred în El. Ăsta e Dumnezeul lor, nu. Fă-L pe Dumnezeu și Dumnezeul tău și vei vedea că Iisus ți se va arăta. De aceea eu cred că nu la întâmplare Dumnezeu te aduce în sânul unei biserici, fiindcă acolo El alege să vorbească. Dumnezeu l-a dus pe Toma, i-a vorbit, Dumnezeu te-a dus și pe tine și îți vorbește. Ce vei face? Păsește în credință și răspunde chemării Lui și fă-L să fie și Dumnezeul tău. Iar dacă ai făcut această hotărâre și ești credincios, poate de luni, poate de ani de zile, să nu-ți fie teamă să pui întrebări. Credința adevărată este o credință informată. Noi vrem să-ți răspundem la ele. Așadar, în finalul mesajului meu de azi, te rog să iei telefonul. Să te gândești la o întrebare care te frământă de atâta timp, care poate îți pune la îndoială credința, și trimite-ne-o prin SMS la acest număr de telefon care va apărea pe ecran sau la acest e-mail și noi vom încerca să-ți răspundem. De multe ori avem duminică seara sesiuni de întrebări și răspunsuri. Dacă n-ai telefon, ai o bucată de hârtie în fața ta pe spătarul scaunului, scrie notițe din predică. Scrie și când va trece colecta, pune-o în săculețul de colectă. Chiar vineri, Raul a răspuns la o mulțime de întrebări în întâlnirea tinerilor. Acum o lună de zile am avut o întâlnire tot cu tineri, unde eu am răspuns la o mulțime de întrebări. Noi vrem să-ți răspundem la întrebări. De ce? Fiindcă întotdeauna Dumnezeu vrea să-ți dea răspuns. Atâta timp cât tu-L cauți și îl cauți din toată inima. Toma, cu credința lui înăbușită, l-a căutat și Dumnezeu i s-a arătat și Toma a crezut. Hai să ne rugăm și mai apoi să ne punem pe scris. Mulțumim, Doamne, pentru Toma. Mulțumim că ne dai atâta speranță și prin acest ucenic. Pentru că unii dintre noi chiar ne luptăm cu credința. Doamne, te rog să te arăți celor care încă au îndoieli. Să le vorbești personal și poate că le-ai vorbit chiar astăzi. Ajută-i să nu rămână acolo. Toma, chiar dacă s-a luptat cu îndoiala, când a știut că ucenicii vor reveni împreună, a revenit și el. Chiar dacă știa că va fi luat la întrebări, chiar dacă știa că se vor uita la el ciudat, chiar dacă poate n-avea răspunsuri și n-avea așteptări că Iisus îi se va arăta, el totuși a venit. De aceea, Doamne, mă rog pentru inimile noastre, ajută-ne prin credință să facem pașii necesari, fiindcă știm că și Tu îi vei face înspre noi. Dar dă-ne, Doamne, răspunsuri și întărește credința noastră, fiindcă te rugăm în numele Celui care i s-a arătat lui Toma, în numele Celui înviat, în numele Lui Iisus. Amin. Luați-vă câteva momente, slujba noastră nu s-a încheiat, rămâneți pe loc, vă rog. Luați-vă câteva momente, scrieți acel SMS, scrieți pe acea foaie de hârtie și mai apoi fratele Marcel va încheia și slujba noastră de astăzi. Hai să ne luăm acest timp să scriem și să trimitem aceste mesaje. Haideți să mai luăm 30 de secunde în care să încercăm să scriem sau poate să trimitem e-mailul sau mesajul la numărul afișat pe ecran.
întrebarea ta, frământarea ta, îndoiala ta. Acum este un timp bun în care să pui această întrebare în săculețul de colectă care va trece prin fața ta. Tot așa, nu uitați, cei care ați completat cardurile, poate motiv de rugăciune sau o altă întrebare, puneți tot acum în săculețul de colectă. Să vă rog să rămâneți pe loc pentru 2-3 anunțuri care vizează comunitatea noastră. Primul dintre ele este cel care vorbește despre reînnoirea legămintelor maritale sau poate despre încheierea legământului marital. Despre ce e vorba? În fiecare an în biserica noastră mulți oameni se apropie de Dumnezeu și își predau viața Domnului. Chiar zilele astea avem în procesul de cateheză 34 de persoane. Ei, asta înseamnă că acești oameni și-au încredințat viața în mâna Domnului, dar ei vor să încredințeze Domnului și fiecare aspect, fiecare detaliu al vieților. Și căsătoria este printre cele mai importante domenii din viața noastră. De aceea credincioșii vor să fie siguri și trebuie să fie siguri că și căsnicile lor sunt predate Domnului și în mâna Domnului. Astfel, dacă ai fost botezat mai de mult sau urmează să te botezi luna viitoare, dar și evident, ești căsătorit, dar datorită trecutului tău, n-ai avut ocazia să fii cununat înaintea Domnului în biserică. Sau poate că ai fost, dar doar de formă. Pentru tine, acel act a fost atunci doar o simplă tradiție, fără esență. Dacă e așa, vrem să-ți oferim oportunitatea aceasta și de aceea în luna iulie vă vom anunța în săptămânile următoare data exactă. Aici în luna iulie, în cadrul slujbelor noastre, vom avea un moment în care ne vom ruga și vom încredința relația de căsătorie în mâna Domnului. Vom avea o scurtă ceremonie de reînnoire a legămintelor voastre. Pentru asta însă te rugăm foarte mult să ne anunți. Cum o poți face? Simplu, fie la standul info, îți lași numele tău, numele soției și un număr de telefon sau iei legătura direct cu unul dintre păstorii bisericii. Vă rugăm să faceți asta cât mai repede, pentru că vrem să vedem câți dintre voi își doresc asta și apoi să avem și o discuție preliminară cu voi. Un alt lucru ține de evenimentele din luna aceasta, evenimente care ar fi bine să le treci în agenda ta, evenimente care au de-a face cu biserica noastră. În primul rând, dacă ești una dintre doamnele, domnișoarele, una dintre surorile bisericii noastre, vreau să-ți notez data de 22 mai. Aici, la biserică, vom avea picnicul femeilor. Este vorba de un picnic tematic în care se vor întâmpla o grămadă de lucruri și cred că abia aștept să vezi un asemenea eveniment. N-ai mai fost de mult. Ne rugăm, evident, pentru vreme bună, dar pentru asta e important să te înscrii. În buletinul info poți să găsești un link unde te poți înscrie online. Sau, dacă nu dorești să te înscrii online, o poți face chiar astăzi la standul info, mergi și te înscrii pentru picnicul femeilor, lăsând numele tău și un număr de telefon. Pe data de 23 mai avem aici o întâlnire a bărbaților, o întâlnire specială a bărbaților pentru toți bărbații, fie că ai fost în mentorare până acum, fie că nu, toți bărbații sunt invitați la această întâlnire din 23 mai. Iar undeva la finalul lunii mai, data de 29 mai și 30 mai, aici la biserică vom inaugura Muzeul Bibliei. Nu știu dacă știi că există un asemenea muzeu. Îl vom aduce aici la noi, la biserică, și în tot ce înseamnă zona de holuri al bisericii noastre, zona de lobby, vom inaugura acest Muzeu al Bibliei. Peste 1000 de exponate, unele extrem de vechi și de valoroase, vor fi aduse aici. Iar în data de 30 mai vom avea o conferință dedicată Muzeului Bibliei și avem deja confirmată prezența unor personalități chiar din conducerea Ministerului Cultelor, dar și din lumea academică, profesori renumiți în ceea ce înseamnă Biblie și carte veche, dar și teologi care vor fi aici. Așa că puneți în calendar aceste două date, 29 și 30 mai. Și unul
ultim detaliu. Duminica viitoare o să avem o întâlnire de familie aici la biserică pentru toți membrii și aparținătorii bisericii noastre. Pentru asta, pe voi cei care de obicei veniți la al doilea serviciu, vă rugăm să faceți cumva să ajungeți mai devreme. Poate că n-ar fi rău să te gândești să fii undeva în jurul 10:30 aici, pentru că undeva la 10:40 am vrea să începem această întâlnire de familie, care va dura jumătate de oră până la 11:10, pentru că vrem să vă comunicăm mai multe lucruri. Sunt mai multe informări pe care vrem să vi le facem, sunt lucruri bune, unele lucruri pentru care v-ați rugat de ani de zile și Domnul a dat izbândă în perioada asta și vrem să vi le ducem la cunoștință. Așa că ne vedem duminica viitoare la ora 10:40 cu toți aici la biserică pentru această întâlnire de familie. Tuturor vă dorim o săptămână bună, Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, fiți binecuvântați de Domnul! Thank you.